Campionatul Național de Raliuri a programat la finalul săptămânii trecute cea de-a doua etapă, cursa de la Timișoara, desfășurată pe probele speciale de lângă Lugoj. La start s-au aliniat 61 de echipaje, Mihai Leu, organizatorul evenimentului, reușind să aducă pentru această confruntare mai mulți piloți din Ungaria. Ca și la Brașov, figura cea mai importantă a fost François Delcour, driverul francez concurând cu un Renault Megane la clasa 3. Raliul Timișului a totalizat 108,3 km de probe speciale, marea majoritate având loc în cea de-a doua zi. Practic, vineri s-a consumat doar super speciala, rally show-ul din centrul Timișoarei, bucurându-se de prezența a numeroși spectatori. Sabo a fost artizanul superspecialei, maghiarul impunându-se în fața lui Vali Porcișteanu, campionul național în titră. Pe poziția a treia s-a clasat Edwin Kelleti, el fiind și cel mai rapid driver al clasei 3. Știu că ai avut ghinion la Brașov. E corect dacă spun că ești la prima etapă din 2012? Am pilotat totuși o probă pe zăpadă în test rally. Atunci a fost foarte frig. Acum este extrem de cald. Cum vremea se va menține la fel și mâine, vor fi condiții grele de mers. Îmi plac probele pentru că sunt ușor plăfuite, murdare și denivelate. Mi-aș fi dorit ca în prima zi să fie programate mai multe speciale, nu doar acest show. Vom vedea ce se va întâmpla mâine. Și ce părere ai despre ceilalți concurenți? Cred că Bogdan, Vali și Spiții sunt foarte rapizi. I-am văzut la treabă de pe margine la Brașov și mi-am dat seama că va fi un campionat foarte disputat. Bună, Vali, cum a fost super speciala? Că știu că ai avut ceva probleme la shakedown cu niște planetare care s-au tot rupt. Da, într-adevăr, am avut ceva probleme la shakedown. Sincer, eram un pic speriat de acest start al super specialei. S-a întâmplat un fenomen foarte ciudat cu două planetare rupte ieri la două starturi diferite. Astăzi am încercat să plec puțin mai ciud la start, să nu mai riscăm nimic. Super speciala foarte ok, multă lume, am greșit puțin, să zic, o întoarcere la un butoi pentru că am venit un pic prea tare și cred că am lăsat ceva timp acolo, dar oricum suntem pe poziția secundă la câteva 10.000 spatele locului 1, nu știu exact, să-l întrebăm pe domnul matematician, șef, și ne bucurăm că suntem în parcul de service. Dintre cei doi piloți de top maghiari, Spitzmüller și Sabo, care crezi că se va pune mai multe probleme? Știm că amândoi sunt foarte rapizi, pe Sabo știm de mulți ani, pe Ceaba știm și pe el, dar nu a venit la fel de des în campionat ca și Sabo. Sunt foarte rapizi, evident că Gheorghe va vrea să-și răzbune puțin, să-și ia revanșa de la Brașov, un abandon foarte stupid. Și cred că vor merge tare toți, atât ei cât și piloții români. Sunt cel puțin 6 mașini cu drepturi de plin la prima poziție a fiecare etape și evident a întregului campionat. Ciao, Edi, cum a fost ziua de azi și ce părere ai despre probele de mâine, având în vedere că ai un competitor destul de puternic, zic eu, François Delcour? Super special, a fost foarte, foarte plăcută. Eu sunt extrem de plăcut surprins, tehnică, cu zone de viteză, foarte mișto, mi-a plăcut mult. Iar probele de mâine sunt probabil cele mai grele probe de asfalt din campionat, pentru că e și extrem de virajat și cu multă criblură, vârfuri de pantă, e delicat mâine. Iar în ceea ce îl privește pe ilustrul camarad Delcour, cu maxim respect tratăm competiția care ne-a fost ridicată la fileu și chiar dacă personal cred că el este favorit, o să încercăm să ne apropiem cât mai mult de el.
Până acum organizarea în sine mi se pare bună, nu am foarte multe lucruri de comentat. Sunt două, trei mici inadvertențe sau finețuri care lipsesc din roadbook, ca de exemplu acele informații la anumite intersecții care în mondial până se folosesc la noi, lumea mai nouă e foarte comodă și nu le mai trece. Una pe alta, raliul e mișto, adică s-a închis centrul Timișoare pe acel pod, e un mare lucru. Aici e bine că suntem lângă Iulius Mol, deci acestea sunt aspecte foarte pozitive, deja împreună cu revenirea Timișoarei în campionat. Singurul aspect oarecum negativ e depărtarea probelor importante de orașul principal Timișoara, dar asta e, nu putem acum să aducem probele mai aproape dacă nu sunt. Nu cunosc așa de bine zona, dacă organizatorul a considerat că asta e formula care se poate exploata, e binevenit pentru că Timișoara e o, și tot județul e o zonă importantă și economic, și turistic, și istoric a României și e bine că suntem aici. Marco Tempestini a înregistrat al patrulea timp, italianul fiind urmat de Ceaba Spitzmüller cu ceva probleme la frâne și de echipajul Peter Bosch, Laszlo Tamás. Ciao Marco, bine ai venit în parcul de servici de prima zi, cum te simți? Ok, cald, dacă mă gândesc la Brașov, mult mai bine aici. A fost o mică jocheria, tot ok, suntem tot acolo în câteva zecime. Era foarte important să nu se greșească, Giri a greșit, a pierdut foarte mult, mâine cred că va fi un rally sprint și este foarte important să fim tot foarte aproape. Și ce așteptări ai de la ziua de mâine? Crezi că poți să o câștigi? Că știu că acum 3 ani ai câștigat locul 3. Da, și cu ceva probleme. Mâine cred că va fi o luptă frumoasă între 5-6 mașini. Noi ne sentim bine, clar tintăm la locul 1, dar cum am zis, suntem minim 6 că tintăm la locul 1, așa va fi greu. Cum a fost prima probă? Foarte, foarte cald. Am avut ceva probleme cu mașina, nu știu exact, cred că de la frâne, care ne-a lăsat imediat cum am intrat în special. Frâna de serviciu sau cea de mână? Cea de mână. Acum, în service, mecanicii încearcă să rezolve defecțiunea. Avem suficient de mult timp la dispoziție. Ce părere ai despre probele de mâine? Îți plac? Da, sunt frumoase, dar vom întâmpina dificultăți din cauza căldurii. Nu vreau să exagerez, dar cred că în mașină am avut 45-46 de grade Celsius. Bogdan Marișca trece linia de sosire al 7-lea, avându-l la 3,5 secunde în spate pe Rareș Tomiță. Părerea mea a fost cum împărțită, deci îmi plac probele de la Timișoara, mi-a plăcut întotdeauna, dar cred că sunt un pic departe de fanii din Timișoara, adică au devenit vreo 80 de km cu un aer, 70 de km, 80 de km, deci mi se pare un pic mult, probabil că nici... Nu, probabil, sigur, nu ne ajută nici relieful, zona, să avem probe speciale, probe de Timișoara. Mi-a fi plăcut ca astăzi să facem mai mult de o probă specială, chiar un Mickey Mouse în Timișoara, pentru că sunt convins că ar fi fost mai mulțumiți cei din această zonă. Pe de altă parte, dacă astea sunt probele pe astea, mergem cu toții. Noi n-am excelat, ne-am propus să nu pierdem timp, ceea ce nu prea am reușit foarte mult, dar nici n-am făcut vreo mare prostie, deci hai să zicem că suntem cu jumătate de obiectiv atins. Dar mâine a fi o zi grea pentru că probele sunt murdare, sunt denivelate, ritmul va fi foarte alert. Spre special a fost foarte ok, am greșit un pic la întoarcere la butoi, dar timpul este ok. Avem un feeling mult mai bun ca la Brașov, sperăm să fim mai sus și să ne apropiem cu mai multe veții din față. În rest, așteptăm cu nerăbdare ziua de mâine, probele ni se potrivesc, denivelatul îmi place mai mult decât drumul bun. Cu nisipul vedem cum va fi, dar cred că va fi ok și o să fie totul foarte, foarte bine și mâine o să fim și mai fericiți decât astăzi. Cum e cu dictarea? Te ascultă? Da, mă ascultă, dar aici a fost mai mult o joacă, o încălzire, pot să spun așa. Ne-am simțit chiar foarte bine. Am avut o mică ezitare, dar absolut irelevant. Feeling-ul a fost mult mai bun ca la Brașov, cum zici și Rareș. Și mașina începe să devine tot mai mult pe placul lui pe asfalt, ceea ce e foarte important pentru noi. Lucian Preda și Horațiu Savu încheie plutonul celor care punctează în probă, în timp ce Dan Gârtofan termină al 27-lea și înregistrează un handicap de 14,5 secunde din cauza unei greșeli. François Delcourt a fost lider la două roți motrice, cu George Grigorescu în postura de locotenent.
Super speciala este dedicată fanilor. La asemenea show-uri îi pot vedea bolizii rulând cu viteze mai mici, mai ales acum când ne aflăm în centrul orașului. Noi nu ne-am intrat în ring pentru că nu am trecut deloc la recunoaștere pe traseul de aici, deci nu ne-a fost ușor. Ce loc crezi că vei ocupa mâine? Îi vei învinge pe toți de la clasa ta? Nu știu, nu pot face astfel de predicții, pentru că la Brașov s-a mers tare și sunt o mulțime de piloți valoroși, dar vom încerca să ne clasăm cât mai sus. Cum se par restul specialului? Mai ales că am auzit că sunt pline de praf. Da, sunt murdare, alunecoase. Nu va fi deloc ușor. Sunt apropiate de stilul tău? Nu-mi fac probleme, dar trebuie întotdeauna să fii atent, pentru că poți face în orice moment o greșeală. George, am auzit bine că ai avut un mic incident cu ușa deschisă? Nu incident, trebuie să înceapă raliul, nu se poate să... Trebuie să fie ceva, nu? Da, am luat startul fără să-mi dau seama, bineînțeles, cu ușa deschisă. Era cald, am stat cu ea, am lăsat-o și la primul viraj de dreapta, ușa s-a deschis, eu... Așa, după care m-am gândit, stai că vine acul de stânga și se va închide singură. Am uitat să mai prind ușa, dar n-am apucat să mai dau o treaptă în jos. Și atunci am luat primul colir la primul butoi, intra a doua, nu intra a întâia. Și pe care în tura a doua am intrat normal, în normal. Am oricum astea, Mickey Mouse stage, astea nu ies. Nu spun că mă pasionează, îmi place, sunt amuzante, dar nu ies. Așa că cum a ieșit bine. Păi avem, în primul rând, normal, lupta evidentă la clasa 5, unde sunt aceiași adversari. Care nu contează ordinea, gen după anul trecut ar fi Vlăduț, Cosma și Alex Filip. Și ce crezi? Îți iei cumva revanșa? Că la Brașov știm că n-ai avut șansa asta. Da, Brașov e de uitat așa, de făcut un delete la tot ce a fost. Da, oricum e un raliu lung, orice se poate juca, fiecare metru de probă poate să conteze în rezultatul final. Și oricum, amândoi sunt foarte buni, foarte rapizi. Nu știu, vom vedea cine va avea nervii mai tari până la capăt. Alex Filip fiind obligat să se mulțumească doar cu poziția a treia. A fost o probă specială pe care ne-am permis să ne amuzăm un pic, în sensul în care copilotul meu Bogdan ne-a dictat în franceză. Asta este un fel de, să zic așa, welcome sau bienvenue en Romanie pentru François Delcour. Am imitat un pic ceea ce i s-a întâmplat lui în campionatul mondial și este celebru cu atunci când îl pocnește pe copilotul său. Evident, eu nu l-am pocnit pe Bogdan, n-am astfel de ieșit. Evident, joaca asta ne-a costat o secundă și un pic, dar în per ansamblu a ieșit fain și ne-a plăcut. Mă bucur că a fost foarte multă lume la super special asta. Vremea ne-a ajutat și pe noi, dar și pe spectatori. Adevărata bătălie va avea loc mâine și abia aștept să urcăm pe YouTube filmarea on board de la super specială să se distreze toată lumea. Cum se pare desenul probelor de mâine? Sunt dificile probele? Sunt, cred, cele mai complexe probe de asfalt pe care le avem în țară. Pornim pe o probă pe care ai putea crede dacă nu te trezești bine dimineața că ești prin circuit de karting sau de Formula 1 sau de orice alt circuit de turisme. Apoi intri pe un fel de asfalt macadam cu multe denivelări, gropi, alternează porțiunile aderente cu alea mai puțin aderente și atunci trebuie să fii întotdeauna pe mașină și focusat pe înaintare. Adi, ai avut ceva peripeții acum după super specială, ce ai făcut? Da, păi ce să zic, am avut o surpriză, foarte cald afară, am mers cu 4 cauciucuri soft și unde trebuia să întoarcem după un butoi pe circuit, frate mână n-a ținut foarte bine și am lovit un pic o bordură, dar e ok, nu sunt probleme mari. Lucrurile sunt ok după episodul Brașov, ca să spun așa, unde am avut surprize neplăcute, atât din partea mea ca și condus, să spun, la început, după aia și surpriza cutia de viteze care a cedat. Eu zic că e ok acum, o să fie un weekend interesant și eu mâine îmi pun speranțe mari în ziua de mâine.
am mers prudent, mă bucură că a fost foarte mulți spectatori, ne păstrăm pentru mâine. Mâine vrem să atacăm primul loc aici, chiar dacă e un obiectiv cam îndrăznesc pentru asfalt la noi, dar eu zic că e posibil. Pentru probele care sunt mâine, zic așa că mi se cam potrivesc. Confruntarea propriu-zisă din etapa bănățeană a început sâmbătă cu PS2 Nădrag 1, o specială cu o lungime de 14,1 km. Vali Porcișteanu, învingătorul de la Brașov și implicit liderul clasamentului general, a forțat și a impus ritmul și a prins aurul probei. Argintul a intrat în posesia lui Ceaba Spitzmüller, aflat la un ecart de doar 2,3 secunde. Doar Valino și maghiarul au oprit cronometrul sub baremul de 7 minute și 30 de secunde. Marișca, locul 3, trecându-și în cont un timp cu 11 secunde mai mult decât liderul. Pe poziția a patra se află Dan Gârtofan, aflat într-o cursă de recuperare a timpului pierdut în super special. În spatele său, clasându-se în ordine, Sabo, Dulcur, Tempestini, Chelity, Bosch și Tomiță. Evoluția excepțională a lui Dulcur, care se bate de la egal la egal cu Bolis cu tracțiune integrală. Porcișteanu recidivează și în PS3 Mâtnicul Mic 1, el parcurgând cei 9,6 km ai specialii în 4 minute 46 de secunde 70. Spitzmüller îl secundează la puțin peste 5 secunde, iar Marișca ține ritmul și obține poziția a treia. Dulcur continuă parcursul fără greșeală și are al patrulea timp. Edwin Chelity demonstrează că s-a obișnuit cu Mitsubishi-ul Evo 10 al clasei 3 și urcă pe 5 în fața lui Gârtofan și a lui Sabo Gheorghe. Echipajul Bosch Tamaș este pe 8, avându-i ca urmăritor pe Tempestini și Tomiță. Prima buclă de sâmbătă s-a închis cu PS4 Fâr de Alac, cea mai scurtă specială de doar 5,4 km, trecută tot în contul lui Porcișteanu, cu Spitzmüller în postura de locotenent și Marișca pe treapta a treia podiumului probei. Giri se află pe locul 4 la mare bătaie cu Dulcur, 1,4 secunde.
Sabo rămâne pe 6, Tempestini este pe 7, Tomiță urcă pe 8 în top 10, făcându-și intrarea Lucian Preda și Alex Filip. PS5 Nădrag deschide a doua buclă. Echipajul porcișteanu Dobre reușește un nou scratch, de data aceasta și cu un record personal, timpul înregistrat fiind cu 4,6 secunde mai bun decât precedentul. Spitzmüller rămâne în trasa lui Vali la 5,9 secunde, în timp ce Gârtofan urcă pe 3 la 10 secunde de învingător. Sabo Ghirghe închide speciala pe 4, urmat în ordine de Tempestini, Dölkur, Cheleti și Preda. Vlad Cosma apare pentru prima dată între primele 10 echipaje, avându-l în spate pe Peter Bosch. Bogdan Marișca se vede lovit de ghinion. Diferențialul bolidului cedează, termină pe locul 28 și nu mai are nicio șansă să prindă un loc pe podiu. Vali Porcișteanu își continuă marșul triunfal și în PS6 Mâtnicul Mic 2, ritmul pe care îl impune adversarilor fiind unul infernal, în condițiile în care el își îmbunătățește cu 40 în timpul înregistrat pe prima trecere. Ca de obicei, Spitzmüller îl secundează, în timp ce Sabo este al treilea. Obține al patrulea loc, devansându-i în ordine pe Gârtofan, Tempestini, Cheleti, Bosch, Tomiță și Preda. Configurația la vârf în PS7 Fârdealac 2 este aceeași de la începutul raliului. Porcișteanu pe 1, Spitzmüller pe 2. Gârtofan prinde bronzul probei, iar Sabo încă al patrulea. Dölkur îl devansează pe Tempestini și ocupă poziția a 5-a. Bosch este pe 7, Preda pe 8 și Tomiță pe 9. George Grigorescu apare și el pentru prima dată în top 10, chiar pe ultimul loc.
La finalul celei de-a doua bucle a zilei, Porcișteanu se află tot în postura de lider, cu Spitzmüller la doar 21 de secunde în spatele său, astfel încât Piteșteanul nu se putea relaxa, deoarece o greșeală cât de mică l-ar fi putut costa victoria. Ca să fac o glumă, facem zgârietură după zgârietură, tot facem scratch-uri. Avem deja 6 probe speciale câștigate astăzi. Sincer, începutul n-a fost foarte ok, m-a trezit mai greu și feeling-ul din mașină, cel puțin până la intersecție pe prima probă, a fost că ritmul este unul scăzut, dar cred că am recuperat handicapul pe partea din pădure, partea alunecoasă, unde, sincer, de-abia așteptam să ajung o dată, pentru că îmi place când alunecă. Surpriză, timpul a fost foarte bun, următoarele două probe au fost și ele ok ca și timp. Ne-am instalat în fotoliul de lider, cum ai spus și tu, aveam înainte de a doua buclă undeva la 10 secunde, iar acum suntem undeva la 21, față de locul secund, ceea ce ne bucură pentru că avem un ritm ok și acum nu o să mai forțăm foarte tare, încercăm doar să păstrăm acest avans pe care îl avem după două bucle. Cum stați cu frânele? Ați rezolvat problema de ieri? To fix the problem in here. În principiu da. Break, no break. Dar de data aceasta cred că avem ceva probleme la motor. Pentru că mașina nu este suficient de rapidă. Ecarturile dintre noi și valii sunt prea mari. Sper ca în acest par de service să remediem defecțiunea. De fapt, lupta pentru medaliile de aur la Timișoara se dădea doar între cei doi, deoarece Gheorghe Szabo avea de recuperat un ecart mai mare de un minut. În aceste condiții, devenea extrem de interesant de urmărit confruntarea pentru poziția a treia a podiumului, în luptă aflându-se Gheorghe, Gârtofan, Dâlcur și Tempestini. Gheorghe, am înțeles că ai avut probleme cu direcția sau suspensiile. Ce se întâmplă? Unghiurile la puntea spate nu au fost făcute cum trebuie și nu am avut cea mai bună stabilitate la prima buclă. Am rezolvat situația, dar acum au apărut neregularități în funcționarea motorului. Nu e plăcut deloc. Încercăm până la final să ne menținem în poziția a treia, cea actuală. Azi mai bine un pic. Te-ai acomodat cu mașina? Da, pe kilometru ce trecem ne acomodăm. Asta e, în principiu mărim ritmul și este și foarte alunecos. Într-adevăr, mașina are un comportament diferit față de celelalte mașini care au și diferențialele active. Ne mai jucăm un pic la suspensii. Vedem ce mai putem face acum. Mai sunt 5 probe, totuși, la limită. Nu e o zi rea deloc, chiar dacă sunt puțin dezamăgit, deoarece doream să fiu în top 3. Dar, din păcate, nu ocupăm decât locul 5. E foarte greu pentru o mașină doar cu tracțiune pe puntea față să se lupte cu bolizii 4x4, pentru că suprafața de rulare este alunecoasă, murdară și nu avem suficientă aderență. Trebuie să fim foarte prudenți, pentru că este extrem de ușor să faci o greșeală capitală. Ce probă ți-a plăcut cel mai mult? Prima, cea lungă. Chiar dacă am pierdut mult timp, dar cred că la ultima trecere, când se va parcurge în sens invers, va fi mult mai interesant. În varianta actuală, alunecăm prea mult și sunt convins că lăsăm secunde prețioase pe viraje. Bogdan, vă spui puțin că am supărat. Ce s-a întâmplat? Păi am mai bifat un raliu anul ăsta. Tot o problemă tehnică, diferențial față de planetar, probabil că e planetar după cum se pare. Am căzut foarte mult în clasament, am căzut de pe 3 pe 16 și mă gândesc dacă mai este să continuăm, pentru că nu cred că venim în punct. Vedem, facem calcule și... Da, evident că suntem supărați, pentru că nu asta ne-am propus. Asta e. Compoziția este cu Alex Filip, cu care suntem acolo în tatonare, tot într-un ecart între 2-3 secunde, una lui, una mie, nație-ție, nație-mie, dar tineretul Vlăduț acolo a găsit undeva pe proba lungă o scurtătură și ne rezolvă pe amândoi pana lungă. O să încerc să dibuiesc și eu scurtătura asta, acum încolo, și în rest, asta, lupta rămâne... ascuțită. După două bucle, cum stai? Ești mulțumit de rezultat? Așa. Avem o problemă cu proba asta lungă, pe care nu știu ce se întâmplă, dar pierdem foarte mult timp. Pe următoarele două probe suntem ok, dar nu recuperăm cât pierdem pe cea lungă. Acum, practic, suntem trecuți de jumătatea raliului,
vom încerca să atacăm cât putem și vedem la final ce reușim. In the middle of the first stage after the la mijlocul primei probe, după cel de-al doilea service al zilei, am constatat că aveam o mulțime de ulei în cabină. I see that my foot are full with oil and after I start to feel that we don't have hydraulics. Și după un timp am pierdut și servodirecția. Normal, a fost greu, mai ales că probele sunt denivelate și pline de nisip, iar eu nu mai aveam forță în mâini aproape deloc. Power in the hands and, ca să nu distrugem pompa de servo, trebuia să ne oprim din când în când și să completăm cu ulei. I hope that we save the pump and we don't broke it. A mers tare. Altceva nu puteam să fac. Nu, lăsând gluma la o parte, ne-a mers bine în dimineața asta. Din păcate am și avut cea probleme cu mașina și la fiecare buclă pe ultimele două probe întrerupea, dar este ok. Atâta timp cât reușim să dăm mai mult decât luăm, e super ok. Și dacă și ajungem la final tot așa, atunci e și mai ok. Că am văzut din experiență că nu contează câte probe bați dacă nu ajungi bine la final. We are happy. Suntem fericiți deoarece în acest moment suntem pe poziția a doua în clasa noastră și e foarte bine. Primele șase probe nu am avut probleme, deci sunt mulțumit. E totul în regulă la mașină? Da, totul este perfect, n-avem de ce să ne plângem. Văd că ai recuperat foarte mult de ieri până astăzi, având în vedere că ai pierdut ceva timp la super specială. Pe cât ai ajuns acum? A fost o greșeală din partea mea seara la super specială, mă asum, s-a întâmplat. Astăzi e, de fapt, bătaia mare. Am plecat hotărât și am atacat din prima probă. Am ajuns pe 3 în momentul ăsta, cred că la 6 secunde de locul 1. Asta ne interesează, o să împingem în continuare să vedem ce se întâmplă, dar fără riscuri mari. Florentin, cum te-ai înțeles cu copilotul tău, având în vedere că dictează în bulgară? Mă înțeleg foarte bine cu el, dar ținând cont că n-am mers cu mama cu comunicația, am mers doar pe ochi. Și asta s-a făcut, pentru că am avut un drap la 5-6, full gaz și m-am răsturnat. Dar noi mergem mai departe. Cum adică te-ai răsturnat? M-am răsturnat cu mașina la 160, am prins un făcut dalatul, m-am răsturnat puțin, am pus-o la loc și am dat drumul înainte la drap. Văd că mașina arată bine, chiar așa nu s-a atins? Asta e mașină, da, într-adevăr, arată foarte bine, pentru că probabil impactul și ce-am făcut acolo nu... Dar oricum e destul de lovită. Așa cum era de așteptat, cursa de la Timișoara a avut și victime, printre ele aflându-se Cheleti, Bereșchi, Berari sau Bogdan Năstase. PS8 Nădrag 3 îl aduce în prim plan pentru prima dată în ziua de sâmbătă pe Ceaba Spitzmüller, maghiarul impunându-se și obținând cel mai bun timp. Totuși, Valino se află foarte aproape de el la doar 35 de secundă, în timp ce Marișca este pe 3 la 3 secunde de lider. Echipajul Gârtofan, Rotaru, obține al patrulea loc. Sabo Gheorghiu trece linia de sosire al cincelea, urmat de Tempestini, Dölkur, Preda, Boș și Tomiță. Thank you.
PS9 Mâtnicul Mic 3 îi prilejuiește lui Valino Rocada în fruntea specialei. Spitzmüller pe 2, înregistrând un ecart de 2,8 secunde. Giri prinde locul 3, Marișca este pe 4 și Sabo Gheorghe pe poziția a 5-a. Cura al șaselea la o zecime de maghiar. Rareș Tomiță continuă parcursul bun. Este pe locul 7, înaintea lui Boș, Filip și Preda. În stânga 6.50! În stânga 6.50! Marco Tempestini, unul dintre pretendenții la primele poziții, are probleme tehnice. Termină speciala pe avarii și cu locul 22 obținut cade pe 7 la general și iese din cărțile medaliei de bronz în clasamentul FIA. PS10, Fârdea Lac 3, înseamnă încă un succes pentru Vali Porcișteanu, de data aceasta însă în postura de locotenent aflându-se Bogdan Marișca. Spitzmüller cade pe 3, urmat de Gârtofan și de Olcur. Sabo are al șaselea timp și se vede pus sub mare presiune de Giri, care se apropie de maghiar la 6,3 secunde. Preda trece linia de sosire al șaptelea, urmat de Tomiță, Grigorescu și Filip. Celor trei speciale repetate de câte trei ori este spartă de PS11 Surducul Mic. Ceaba Spitzmüller se impune pe cei 5,6 km de probă, poziția a doua revenindu-i lui Dan Gârtofan la mare luptă cu Valino. 40 de secundă diferența între cei doi driver. Giri forțează pe finalul raliului în speranța că poate recupera diferența de 5,5 secunde față de Gheorghe, fapt care l-ar propulsa in extremis pe treapta a treia a podiumului cursei. Sabo termină al patrulea în fața lui Marișca și a lui Dölkur. În timp ce Tempestini prinde poziția a șaptea, devansându-i pe Preda, Boș și Grigorescu. Bye.
Concluziile finale ale raliului Timiș s-au tras în peste 12 hăuzești. Ceaba Spitzmüller a încheiat cursa în același mod în care a început-o, cu o victorie, însă în condițiile în care Valino s-a clasat pe 3 la 4,1 secunde. Maghiarul s-a văzut nevoit să se mulțumească doar cu medalia de argint. Vali Porcișteanu dublează succesul de la Brașov, acumulează 50 de puncte și transmite adversarilor că este foarte determinat anul acesta să-și apere cumna cu laur obținută în 2011. Ne-a plăcut foarte mult, am reușit să mergem foarte tare începând cu a doua probă specială de astăzi, dar vârful a fost pe a doua buclă, unde am reușit să fim foarte rapizi. M-am simțit extraordinar pe partea din pădure de la Hăuzești, unde era foarte alunecos, dar nu numai acolo, oricum mi-au plăcut toate probele, mașina s-a comportat foarte bine, echipa de asistență tehnică a remediat tot ce era de făcut în parcul de service. Toată lumea fericită, echipa bucuroasă, noi bucuroși, ce putem spune mai mult de atât? Deja două victorii din două etape, maxim posibil, 50 de puncte, am dublat numărul nostru norocos 25. Am simțit că va fi cu bine pentru că s-a întârziat ultimul start pe surduc și s-a decalat startul la minutul 25, deci era clar că va fi cu noroc. Am ajuns cu bine aici, acum mergem la Timișoara și ne bucurăm că suntem din nou victorioși. Urmează o scurtă intrare pe Macadam la Bacău, după care revenim din nou la asfaltul de la Cluj. Bine ai venit în ultimul par de service. Cum te simți în acest moment? Ne simțim bine, chiar dacă suntem foarte, foarte obosiți. Căldura a resimțit-o cel mai mult colegul meu, Spitzi. Dar, normal, în acest moment vrem să-l felicităm pe Porcișteanu, pentru că a fost valoros și extrem de rapid. Suntem pe locul 2 în cel de-al doilea raliu în România, deci e ok. Următoarea etapă va fi pe Macadam, în Bacău. Vă place mai mult această suprafață? Da, pilotul meu se simte excelent pe Macadam în România, mai ales că anul trecut a participat la raliul Aradului, unde a avut un rezultat bun, bronzul între echipajele maghiare. Bomba ultimei speciale de la Timișoara vine de la Gârtofan. Brașoveanul pilotează fără greșeală, încheie proba pe 2 la 8,9 secunde de Savo Gheorghe și îi fură maghiarului chiar pe ultima sută de metri bronzul raliului. Pe ultima probă ai reușit să urci pe podium și ai recuperat tot timpul pierdut. A fost greu? Nu, tot timpul pierdut nu l-am recuperat, încă am mai luat de la Piticul Atomic, că pe vremuri îmi spuneau mie Piticul Atomic, acum s-a născut alt Pitic Atomic. Bravo, baia mea e foarte, foarte tare și frumos. Spitzi la fel. Noi am profitat, să spunem, de o conjunctură, un pic de problemuțe, cred, pe care le-a avut Gheorghe, dar așa e automobilismul. Dacă n-ai și probleme, nu ești la cursă. Pot să spun că ne obișnuim foarte din ce în ce mai bine cu mașina și partenerii noștri sunt înțelegători, sunt oameni înțelepți și își dau seama că nu poți, fără un buget sănătos de teste, să ajungi să faci performanța la nivelul de sus. Sunt fericit că suntem pe podium, sunt fericit că la a doua cursă deja emitem, zic eu, pretenții poate la victorie și ar fi normal să fie așa. Cum a fost cursa pentru tine? Am auzit că ai întâmpinat multe dificultăți. Da. Astăzi am avut toate problemele tehnice posibile încă de dimineață. Pe măsură ce le-am rezolvat, au apărut altele. Dar până la urmă, important este că am ajuns la final și am acumulat puncte. Marișca încheie pe Hăuzești al patrulea, urmat de Gheorghe, Dolcur, Tempestini, Preda, Cosma și Tomiță. La finalul celor două zile de concurs, clasamentul FIA se prezintă astfel. 1. Vali Porcișteanu, 2. Ceaba Spitzmüller, 3. Dan Gârtofan, 4. Gheorghe Sabo, 5. François Dolcur, 6. Marco Tempestini, 7. Peter Boș, 8. Rareș Tomiță, 9. Lucian Preda și 10. Bogdan Marișca. Da, chiar a fost o zi foarte grea. Probabil nu mi-am trezit corect în templa. Nu am fost în stare să gestionez setup-ul potrivit.
punte am adus acasă. Este clar un raliu dezamăgitor, dar se întâmplă. Ne pregătim pentru următoarea etapă. Eddig a Szabó Gergőnek voltam a szerelője, saját csapatként rendelkezem. Kazsi pilóta este prima dată în România. Am fost de mai mulți ani fiind mecanicul principal al echipajului Gergő, Szabó Gergő, cu cine am mai mers și e prima oară când vine în România ca și participant ca pilot în campionatul național de rugby. A fost foarte, foarte greu. A fost, din punct de vedere tehnic, mașina a fost pusă la punct din 100%. Are foarte, foarte mult de învățat ca și pilot, pentru că a fost prima experiență de etapă de campionat național, pentru că a participat numai de etape campionate județeane în Ungaria. Kolozsvárt azt még tervezem, és utána persze pedig az anyagiak. Există un plan participare la etapa de la Cluj, etapele de Macadam în funcție de buget, dacă strângem destul buget ca să putem participa. Etapa la Cluj ne vă-ți vedea, siguranță. La clasa 5 s-a impus Alex Filip, urmat de George Grigorescu și Sebastian Barbu, topul fiind întregit de Cristian Toader și Florentin Petre. 40, stânga... Alex, felicitări pentru raliul de astăzi și de ieri. Locul 1 la clasa 5 și la 2 roți motrice, ce ai făcut? La 2 roți motrice am venit pe locul 3, în urma lui François Delcourt și Vlad Cosma, care este performerul etapei din punctul meu de vedere. Știu să meargă foarte, foarte repede. George, ce vă să ne spui despre bătălia ta cu adversarii pe care ai la clasa ta, la clasa 5? Un final în stilul... Și la două rosmotrice. Un final în stilul care îmi place mie, dar putea să fie mai bun finalul. Adică plecat din service, aici sunt niște discuții privind care era ecartul real. Nu știm, nici noi, nici acum nu știm. Noi aveam notat 9,8 secunde, aveam în urma lui Filip. Și am recuperat în două probe 9,5. Nu m-am concentrat suficient, n-am fost suficient în cursă, nici n-am avut antrenament sau altceva după ieșirea în decor de la Brașov. De obicei un pilot trebuie să-și facă o mică spălare pe creier după o ieșire în decor și n-am avut. Mașina a fost gata tot așa, în ultimul moment. Așa că asta e. Să vedem mai bine de dimineață. Oricum nivelul la două roți și la clasa 5 e foarte ridicat și Vlăduț și Alex țin ritmul mare și m-a distrat reacția lui Vlăduț, că a zis că toată lumea, toată viața o să țină minte lecția de la Bacău de anul trecut cu ultima probă. Și întrucât pe penultima a văzut că Grigorescu începe să meargă, pe ultima n-a iertat nimica. A fost un raliu extraordinar, am învățat multe lucruri astăzi, am scăpat iară ca prin minune să nu sărim afară. Mi-am descurcat destul de bine, însă am renunțat la lupta cu băieții din față, deoarece materialul nostru de concurs e puțin mai învechit. Însă a fost un raliu extraordinar, foarte frumos. Este primul meu raliu și, sincer să fiu, sunt foarte fericit, chiar dacă m-am răsturnat. Lasă că ai făcut spectacol și acum poate o să ai câțiva fani în plus, nu? Să dea Dumnezeu să vină nu numai pentru mine, să vină pentru toată lumea, pentru că acest sport este unic. Este ceva care, dacă ți intră în suflet, foarte, foarte greu îl scoți. Ok, ne vedem la Bacău? La Bacău nu știu, dar la Cluj sigur. Clasa 6, în fapt confruntarea mașinilor Citroen, a fost dominată categoric de Vlad Cosma, el aflându-se la peste 4 minute față de Laszlo Bacco. Pe 3 a terminat Adrian Drăgan, poziția a 4-a fiind ocupată de Ecaterina Stratieva. Totul a mers perfect, ne așteptam să avem ceva sechele după Brașov, nu a fost așa, a mers foarte tare și am avut o cursă nemaipomenită cu Alex și cu George Grigorescu. De data asta am ajuns noi victorioși dintre cei trei la final. Cu François nu putem, nu avem nicio șansă să ne batem, dar pentru noi este un loc doi cu victoria la două rozmotrice și la clasa 6 îmi pare rău pentru Norbert că nu a ajuns la final. Da, astea sunt raliurile și trebuie neapărat să le mulțumesc băieților de la Transilvania Motorsport care au făcut mașina nemaipomenită. Am pierdut servo direcția acum pe ultimele două probe, dar se pare că avansul pe care l-am luat atunci ne ajută să rămânem în fața lor, chiar dacă am tras un pic mai tare. Dacă va fi un podium, va fi unul foarte muncit, că am muncit fizic să ajungem aici. Până aici totul a fost ok, dar la jumătatea probei penultime
am rămas fără servo brusc și asta a fost, ne-a trebuit să ne descurcăm până aici. Mașina te-a acomodat, cum se pare, puternică? Asta a fost primul raliu adevărat, Brașovul nu se poate lua în calcul și da, mașina este senzațională, din păcate avem aceste mici probleme care ne șicanează tot timpul. Cum au fost ultimele speciale față de cele de dimineață? Yes, they were better than before. Mai bune, ne-am simțit mai bine. Am încercat să forțăm, dar totuși am pierdut mult timp, ceea ce ne-a făcut să cedăm locul 3 la clasă. Știam că nu puteam recupera 48 de secunde în 20 de kilometri, dar am încercat. Sunt fericită că am ajuns la finish, că mecanicii au lucrat rapid și au rezolvat toate problemele apărute la mașină și, în final, că am avut câteva speciale unde a mers excelent. Topul clasei 9 a prilejuit o situație rarissimă. Adrian Grigore a urcat pe prima treaptă a podiumului, având un timp cu doar o singură secundă în fața lui Sabo Ciongo. Așa am promis înainte de raliu, că venim pentru locul 1. Ne-am ținut de promisiune, zic eu. Da, acum dacă țin cont de experiența de el de la Super Specială, pot să zic că a fost ok pentru că azi am avut motivații. Și m-am bătut până în ultima probă. Dificilă ultima probă, foarte murdară și cu puține emoții, așa. Foarte puțin am lăsat ritmul, dar am reușit să câștigăm. În final m-a ascultat, am cam țipat la el. Ziua de ieri m-a supărat cu handicapul ăla de 15 secunde. Facem ce facem și ultimele 7 etape cred că l-am plecat numai cu handicap. Da, n-a ieșit asta. Ceau, cum a fost pentru tine raliul? Știu că ai obținut locul 2 la clasa 9. A fost greu? Da, a fost un pic greu, dar a fost o luptă interesantă cu Adrian Grigore și Bogdan Barbu. În sfârșit, la sfârșit, Grigore a câștigat. Noi suntem mulțumiți cu locul 2. Pentru macadamul de la Bacău ești pregătit? Sper să luăm startul, încă din păcate nu avem buget pentru etapa de la Bacău. Bogdan Barbu a încheiat al treilea clasamentul integral, prezentându-se astfel: 4. Raul Badiu, Sergiu Itu; 5. Doru Ioan Mihuț, Raluca Magdaș; 6. Șerban Tomiță, Alexandru Simon; 7. Mădălin Radu Arhire, Robert Fus; 8. Octavian Târnovean, Răzvan Hulea; 9. Peter Kelemen, Florin Hangu; 10. Cătălin Mihut, Horatiu Baltador. Mă bucur că am reușit din nou să câștigăm și aici și sperăm să ducem în continuare și așa, ne bucurăm că încerc macadamurile, ne plac cel mai mult la macadam și ne bucurăm pentru locul obținut și pentru punctele care le-am adus la echipă. Am făcut acum pe ultima probă șopană, mai aveam de recuperat 25 de secunde înainte de ultima buclă, față de Mihuț, ajunge pe 3 la cupă. Mi-am dorit asta mult, am încercat, am făcut pană pe ultima probă, am căzut până pe 6, cred, la cupă. Un raliu cu peripeții, s-a terminat până la urmă, să vedem să ne pregătim pentru următoarele etape de anul ăsta și sperăm să fie de cu mine. Un loc foarte bun și sunt foarte fericit, în principal pentru că am terminat, pentru că n-am avut acest sentiment, este numai al doilea raliu. Până la urmă este și un loc de conjunctor, eu mi-am văzut de raliul meu, n-am avut treabă cu ceilalți și apoi când am tras linie și am văzut că este locul doi, cu atât mai bine. Mândic Mic 3 m-a depășit o rolă de la cureaua de alternator și am rămas fără servodirecție, am mers două probe fără servodirecție. Nu prea reușesc să merg atare, dar pe asta am reușit să recuperăm, băieții s-au mișcat foarte bine, au schimbat cureaua la timp și acum ajungem în Timișoara cureaua și ok. Daniel Ungur nu a avut prea multe dificultăți să câștige clasa 11, el fiind urmat de echipajele Constantin Răducioiu, Mirel Bulearcă, Sebastian Stanciu, Sorin Georgescu, Florin Crișan, Mircea Onofrei. O cutie de viteză la shakedown, am schimbat-o pe super special, am crăpat-o pe a doua. A treia cutie de stradă cu ea ne-am efectuat numărul în cursă. Nu-i chiar ce trebuie, probleme numeroase, n-am fost feriți de
cred că niciun raliu nu a fost așa de multă problemă ca și acum. Dacă suntem aici, măcar e bine. Am avut și o vizită la Iarbă Verde. O vizită la Iarbă Verde. Sper să nu ne amendeze ocolul Silvic pentru copacul ăla. Clasamentul echipelor: 1. SD Rally Team, 2. BCR Leasing RT, 3. Jack Daniels Rally Team, 4. Napoca Rally Academy și 5. SRC Rally Team. Următoarea etapă este programată să se desfășoare în Moldova, pe probele din jurul Bacăului, între 25 și 26 mai.